Bună ziua, putem începe, da? Bună ziua, mă numesc Natalia Albu, directoare executivă a Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare și mulțumesc că a dat răspuns invitației privind prezentarea studiului cu referire la percepțiile publice privind problemele sectorului de securitate și apărare. De fapt, acest studiu care va fi prezentat astăzi este o culegere de observații, opinii, cu referire la sondajul cu același titlu, care a fost efectuat în luna noiembrie 2022. Am considerat util și relevant ca aceste cifre, aceste procente, aceste date să fie analizate, pentru că multe ori în percepția cetățeanului nu întotdeauna coincide cu percepția decidenților sau cu societatea civilă, iar în contextul managementului crizelor pe care noi le-am avut una după alta, vorbim despre pandemie, securitatea energetică, efectele invaziei militare a Federației Ruse în Ucraina, noi vedem că cetățenii au percepții diferite privind inclusiv atitudinea politicii externe sau politica internă a țării. De ce ne-am gândit cu o astfel de interpretare a percepțiilor populațiilor vin să contribuie să înțelegem de ce cultura de securitate este nevoie de dezvoltat, unde cetățenii au nevoie să fie rezilienți sau dacă chiar noi suntem rezilienți ca stat. Și în acest context ne-am bazat pe mai multe arii de analiză. În primul rând, așa cum sunt și în studiul respectiv, când vorbesc despre sondaj, este vorba de ariile care se referă la informarea populației, ariile care se referă la percepția vis-a-vis de riscuri amenințări, chiar și vis-a-vis de partenerii noștri de dezvoltare. În acest context, mulțumim că a acceptat invitația Consilierul Președintelui Republicii Moldova în domeniul securității și apărării naționale și secretar al Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova, domnul Dorin Recean, și oferim un cuvânt de deschidere a evenimentului. În fapt, eu vreau să mulțumesc foarte mult platformei, celor care susțin platforma, celor care fac parte din platformă. Și celor care au finanțat acest studiu. Eu mă bucur tare, tare mult că la acest studiu particip și mediul academic și atât suntem într-un mediu academic, academic aici. Ne-am dorit foarte și foarte mult mediul academic, apropo, să fie cât mai mult prezent, mai ales că anume de aici vin instrumentele de cercetare, instrumentele științifice. Cred că este deja timpul noi să revenim la aplicarea științei în administrarea treburilor statului. Până acum trebuie să recunoaștem că o făceam așa, mai vedește. Eu vreau să mulțumesc foarte mult în numele președinției pentru efortul pe care societatea civilă și în mod special platforma o depune ca să ne ajute să înțelegem corect și cum să construim politica noastră în domeniul securității și apărării. Cu părere de rău, societatea și numai a noastră. Trebuie să recunoaștem că și în România, și în Bulgaria, și în, chiar și în țări ca Germania, parțial Olanda și altele, o bună parte din populație mai trăiește în sistemul bipolar. Iată că sistemul a devenit internațional, a devenit mult mai complex și nu doar în virtutea globalizării, dar și în virtutea faptului că sunt tot mai multe și mai multe schimburi sociale și diferite tipuri de migrări. Da, ele s-au bazat în principal pe schimburile economice. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumim foarte mult pentru acest studiu. Ne arată o analiză cantitativă a dimensiunii problemei pe care trebuie să o rezolvăm. Și observăm că este destul de mare. Consider că acesta este un început care va urma, și am să vă rog foarte mult să continuăm acest efort ca să facem o analiză și calitativă deja pe aceste segmente, să înțelegem foarte clar, de exemplu,
Nu știu dacă ați, au ieșit deja și prin presă niște frânturi dintr-un sondaj făcut de un institut american, unde ați observat ce crede lumea că îi apără cel mai mult de o eventuală apărare. Și acolo e scris neutralitate. Da? Trebuie să înțelegem ce înseamnă neutralitatea pentru cetățenii noștri. Trebuie să-i ajutăm să înțeleagă ce ea este. Nu ce aici percep că ea este, dar ce este în realitate. Trebuie să ajutăm pe noi toți, societatea, să înțeleagă care sunt avantajele securității colective. Și asta nu neapărat înseamnă NATO. O să evoluăm eventual acolo, iarăși în dependență de ce va alege societatea, unde vom putea discuta despre securitate colectivă mai largă. Dar securitatea colectivă poate să fie și pe bilaterală, mai ales având în vedere ceea ce se întâmplă astăzi la noi în regiune. Și decidenții, apropo, au nevoie de astfel de studii, au nevoie de astfel de exerciții din partea societății civile, din partea mediului academic, din partea experților, ca să cuprindă întreaga complexitate și natură a subiectului de securitate și apărare. Acum, este dificil să faci așa o linie foarte dreaptă și o linie care delimitează clar, de exemplu, Home Affairs de Defense. Câteodată astea merg mână în mână și se intercalează. Dar negătând la asta, noi încă trebuie să depunem acest efort ca să pregătim și Home Affairs, adică Ministerul face mai mult în domeniul de competență a Ministerului Afacerilor Interne, dar și trebuie să accentuăm și defense. După care apare dimensiunea de intelligence și aici apar deja alte percepții, eventual alte frici, alte necesități de a explica societății cum noi trăim astăzi într-o lume în care poți fi distrus ca stat prin mijloace hibride, nu neapărat trimițând bombe sau rachete la tine în teritoriu. După cum am zis, vreau să mulțumesc foarte mult pentru acest început, îl consider un început foarte bun de lucrare, unde am realizat dimensiunea problemei și după care să urmăm împreună un exercițiu de planificare a ce avem de făcut de aici înainte. Vreau să accentuez aici că noi trebuie să ne punem ca și obiectiv neapărat, pe de o parte, să construim o societate cu instituții reziliente și societatea să fie rezilientă și asta înseamnă să avem capacitatea de a absorbi șocurile atunci când ele se întâmplă și cred că trebuie să avem o cultură a gestionării riscului. Pentru că cultura noastră actuală este noi să evităm riscul, noi să-l respingem mai degrabă decât să-l gestionăm. Dar asta este și un factor cultural care trebuie să-l decidem. Și astfel de studii, și ziceam, urmate de studii calitative, ne vor ajuta să înțelegem cum exact să procedăm de aici încolo. Vă mulțumesc încă o dată tare, tare mult! Și noi vă mulțumim, domnul Recean, pentru, de fapt, și deschiderea Consiliului Suprem de Securitate de Colaborare cu Societatea Civilă, că am avut mai multe inițiative la care ați participat și sperăm că și vom fi destul de eficienți în colaborare privind elaborarea unui document strategic, pentru că contextul social, societal, cum ați menționat anterior, din mediu, este inevitabil, trebuie să regăsească în astfel de produse. În același timp, eu vreau să mulțumesc gazdei noastre, domnul Alexandru Solcan, decan al Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat, care și anul trecut a găzduit un astfel de eveniment, însă acest an este gestionat de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare și ceea ce a menționat și domnul Recean, este foarte bine că în acest studiu noi avem și reprezentanții mediul academic. Este un mix de abordare care vine să completeze aspectul practic cu teoretic. Poftim, domnul Solcan, vă oferim cuvântul. Da, vă mulțumesc mult și vreau să vă zic încă o dată din numele Conducerii Universității, bine ați venit la Universitatea de Stat de Moldova.
Universitatea de Stat, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice Administrative, oricând oferă platformă pentru studii de acest gen. De fapt, securitatea de mult a devenit o paradigmă prin intermediul căruia analizăm și cercetăm procesele care se întâmplă în lume la ora actuală, mai ales în contextul războiului din Ucraina, acest subiect a devenit foarte și foarte actual. Sigur că, dacă să ne referim direct la subiectul care îl discutăm astăzi, sigur că erau de mult timp sunt alarmante, de exemplu, aceleași, poate cuvântul alarmant nu este cel mai bun, dar trebuie să ne îngrijoreze percepțiile populației față de procesele care au loc în lume, care au loc în țară, cum văd cetățenii noștri aceste procese, cum se văd ei în cadrul acestor procese. Spun asta fiindcă de o bună perioadă de timp vedem care sunt preferințele electoratului nostru, mă refer la persoane, la nivel global, deci de unde văd cel mai mare pericol sau securitate. Și aici cel mai important, probabil pentru mediul academic, dar cum ați menționat domnul Recean, pe bună dreptate, este important deciziile care le au persoanele care pot să facă lucrul ăsta și este extraordinar când avem persoane decidente care participă la asemenea discuții. Putem spune că astea sunt niște stereotipuri, doar, bine, nu au trecut acei 40 de ani că trebuie trecut prin pustiu, dar nu mai mult până atunci. Deci aia cam greu se mișcă lucrurile și aici putem probabil de mult timp s-au identificat poate unele cauze, dar sigur că lucrurile nu se schimbă peste noapte, asta trebuie să înțelegem foarte bine. Deci aia, pentru mediul academic sunt foarte importante aceste studii sociologice, fiindcă e una intuiția noastră, percepțiile subiective care le avem fiecare dintre noi, dar sunt foarte importante aceste studii. De ce vreau să felicit inițiatorii acestui proiect. Ar fi extraordinar dacă lucrul ăsta s-ar privi într-un plan comparat. Aș vrea să vedem cum s-au modificat lucrurile de acum un an când am fost la platforma trecută. La doilea moment m-ar interesa. Eu credeam că vine un sondaj special, deci să fie ceva inedit, se vede că e un sondaj care deja a fost publicat, da? Au mai fost un sondaj al lui IMAS, a IMAS-ului, și ambele sondaje ne-au una peste alta, ne-au făcut să fim mai puțin optimiști, din păcate, și la fel, probabil ar fi binevenit în studiile și în aceste analize să facem un comparat, să vedem deci, care sunt datele a unor sondaje, altora, ce s-a întâmplat cu anul în urmă. Astfel să vedem care sunt tendințele. E adevărat, atunci nu era războiul fierbinte, deci erau numai la nivel de discuții și puțin dintre noi care credeau că se poate ajunge acolo unde sunt lucrurile acum. Dar totodată este un motiv de îngrijorare care sunt percepțiile cetățenilor, mai ales relația aceasta dintre cauză și efect, câteodată te pune pe gândul și probabil aici trebuie eforturi pe toate dimensiunile, și a societății civile, și a mediului academic, fiindcă lucrurile astea nu pot fi dictate cu forța, dar ele trebuie schimbate ca omul să înțeleagă în timp lucrurile astea, de el trebuie să o treacă prin propria experiență. De aceea eu cred că lucrurile astea sunt binevenite, sunt importante și sunt necesare pentru societatea din Republica Moldova la etapa actuală, așa că eu cred că e un lucru extraordinar și probabil discuțiile vor continua și după finalizarea acestei mese rotunde, probabil pentru noi vom avea și alte, eu știu, deschideri pentru analiză, iar pentru factorii decidenți, probabil, poate unele dintre idei care pot fi implementate la nivelul guvernării. Da, vă mulțumesc mult și succes! De fapt, studiul care va fi prezentat astăzi, vreau încă o dată să accentuez, el este efectuat pe baza sondajului care a fost prezentat pe 16 noiembrie, el se regăsește online și evident că noi în cadrul studiului și-am ținut cont de această perspectivă comparativă, că sondajul este efectuat în cadrul unui proiect mai mare privind combaterea dezinformării în sectorul de securitate și apărare cu suportul Konrad Adenauer Stiftung și în acest context eu vreau să invit cu un cuvânt de salut pe Sanda Sandu, coordonatoare de program CAS, dar în același timp cofondatoarea platformei pentru inițiative de securitate și apărare.
Bună ziua tuturor! Mulțumesc mult pentru invitație și mulțumesc platformei și a grupului de experți care au lucrat asupra acestui studiu. Cred că este foarte important să avem și date cantitative, dar și calitative, respectiv în procesul de elaborare a politicilor publice, să cunoaștem exact care sunt problemele principale cu care se confruntă societatea. Dar cred că, de asemenea, și pentru noi, în calitate de fundație, este important să cunoaștem și să avem anumite semnale și indicatori din partea societății ca să știm ce obiective să ne trasăm pentru perioada următoare. Vreau să zic că pe parcursul acestui an am implementat destul de multe proiecte în domeniul securității și, practic, securitatea a devenit prioritatea noastră, numărul 1. Asigurarea dezinformării, combaterea propagandei, dar și asigurarea securității și a rezilienței Republicii Moldova și aș vrea să zic că platforma, desigur, a fost, practic, partenerul nostru de bază în implementarea acestor proiecte. Am avut ocazia să asigurăm cu expertiză instituțiile statului, am analizat riscurile și amenințările cu care se confruntă Republica Moldova, dar și am prezentat un set de recomandări pentru principalii actori din acest domeniu, astfel încât să lucrăm împreună pentru a asigura securitatea cetățenilor noștri. Eu sper foarte mult și cred că și pe parcursul următorilor ani o să avem o astfel de colaborare, dar și cred că astfel de sondaj trebuie de organizat în fiecare an, respectiv și să fie și analizat care sunt percepțiile societății, de ce anume aceste rezultate le avem la momentul dat, dar și împreună să ne trasăm exact acțiunile și să avem un plan comun de activități ca să, în primul rând, să informăm societatea într-un mod corect, dar și să putem asigura, de fapt, reziliența despre care tot vorbim, în special începând cu data de 24 februarie, atunci când s-a schimbat complet și securitatea la nivelul Republicii Moldova, dar vorbim și despre așa un moment watershed, din păcate nu știu exact care este traducerea în limba română, dar avem un alt mediu de securitate, dar și efectele le simțim chiar și astăzi și în următorii ani, de asemenea să-i simțim. Dar vă mulțumesc mult tuturor pentru prezența dumneavoastră și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Mersi. Da, și eu vă mulțumim pentru suport. Ca să trecem de acest panel privind partea introductivă, ca să trecem mai curând la recomandări și să vedem cum experții care au efectuat această analiză percep și ei la rândul lor atitudinea populației. Eu doar aș fi dorit să vă atrag în vizor că acest studiu, reieșind din sondaje sociologic efectuat, el de fapt acoperă mai multe arii de interes, sursele de informare a cetățenilor pe tematica de securitate, cât de mult de asemenea sunt interesați, problemele de riscuri și amenințări, atitudinea față de parteneriate și colaborare. De asemenea, cetățenii s-au expus privind siguranța și starea de securitate, unii se simt mai în siguranță sau vis-a-vis de cărei factori îi asigură securitatea. De asemenea, au fost evaluate percepțiile privind situația războiului cu care se confruntă statul vecin. Parcă s-ar părea că unele răspunsuri sunt clare, în special atunci când măsurăm frica, totuși, dacă să mergem dintr-o perspectivă comparată, aceste cifre par confuze și mai ales dacă în paralel ar putea să apară un sondaj care nu este direcționat strict sectorului de securitate și apărare. De aceea, în prima parte a acestui studiu, noi am încercat să facem o evaluare, o comparație, o analiză mai bine zis comparată, privind percepțiile cetățenilor anul urmă până la 24 februarie 2022, cum a menționat și domnul Solcan că în iulie a fost efectuat un sondaj de percepție și în acest sens eu am să-i ofer cuvântul Mihai Potoroaca, cu toate că înainte de a oferi cuvântul aș fi vrut totuși să evidențiez de ce aveți dumneavoastră în agenda lista de autori. Eu aș evidenția numele autorilor pentru a cunoaște, pentru că nu este atât de simplu să interpretezi și să eviți propria percepție vis-a-vis de securitate și să nu lasă influențați. Deci e foarte complicat chiar și o pagină să scrii în acest domeniu. De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui Valeriu Pașa, președinte OCDOC Community, Vasile Cantarjevici, director Centrul CBS pentru Cercetări Sociologice CBS Research,
Elena Mrzac, cofondatoarea, directoarea Stratcom și colaborare internațională PISA, domnul Victor Juc, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice Universitatea de Stat și Angela Grămadă, care o mulțumim foarte mult că a venit și astăzi de România, președintă Asociației Experts for Security and Global Affairs, adică experții pentru probleme de securitate globale, da? Deci ofer cuvântul domnul Mihai Potoroacă, care el a făcut această analiză tehnică sociologică privind ceea ce a fost un an în urmă, cum au răspuns respondenții și cum au răspuns astăzi la unele din asemănătoarele întrebări. Da, bună ziua tuturor! Activez în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, domnul director Victor Juc. Împreună cu doamna Natalia Albu am încercat să comparăm datele a două sondaje, unul realizat în iulie 2021 și celălalt în octombrie 2022, acum recent, deoarece multe din întrebări se regăseau și într-un sondaj și în celălalt și aceasta ne-a permis cumva să vedem în dinamică ce s-a schimbat în date. Adesea mi-am folosit și anumite date din barometrul de opinie publică, cele care erau relevante. Cum a zis și doamna Natalia, percepția este influențată de experiența pe care o avem și am atras atenție special la unele subiecte care țin de tematica pe care o cercetăm noi la Institut în cadrul programului de stat, cele legate de coeziune socială și solidaritate. De aceea, aceste subiecte le-am analizat un pic mai mult. Am găsit câteva întrebări care se regăsesc și într-un sondaj și în altul legate de surse de informare și comparând datele, am observat că a crescut interesul față de informațiile ce țin de sistemul de securitate și apărare al țării. Dacă în 2021 53% din respondenți și arătau interesul pentru acest gen de informații, în 2022 59%, adică a crescut cu 6 puncte procentuale. Și la o altă întrebare observăm că a crescut procentul celor care se informează zilnic. De la 27% în 2021 la aproape 37%. Ca o explicație, aceste date ne arată că a crescut frica în mediul populației. Cel mai probabil e o frică de propria securitate și atunci când omul are o frică legată de propria securitate, încearcă cumva să o să aibă o reziliență, să găsească o metodă cum să-și diminueze și interesul pentru surse de informare, informarea privind securitatea scade un pic nivelul de frică. În special, găsim un interes mai mare pentru respondenții tineri, adică respondenții tineri mai mult se informează, au început să se informeze, cei cu studii medii incomplete și cei cu studii superioare. Un alt aspect pe care l-am observat este faptul că respondenții, în mare majoritate, au început să se informeze privind securitatea și apărarea statului, nu de la televiziune, adică televiziunea rămâne pe primul loc. Dacă în 2021 erau 66%, în 2022 55%, a scăzut aproape cu 11%, dar a crescut informarea de la familie, prieteni, vecini, colegi de serviciu. E tot poate fi vorba despre o frică, e surplus de informații îngrijorătoare în media și, într-un fel, o explicație ar fi că de la prieteni, vecini, colegi, oamenii ar primi o informație sintetică și nu ar avea un contact îndelungat cu informații care îi îngrijorează. Adică e un fel de încercare de a se depărta de știrile neplăcute.
Un alt subiect, și aici e un subiect care m-a interesat mult, e cel legat de autoidentificare, deoarece are legătură cu coeziunea socială și am avut și în cercetările noastre legate, întrebări legate de autoidentificare și întrebarea era despre atunci când vă gândiți despre sine, cine vă considerați în primul rând? În 2021, 68% se considerau în primul rând cetățenii Republicii Moldova. În octombrie 2022 a crescut acel procent cu 2 puncte procentuale. A ajuns aproape la 70%. Dar ceea ce am semnalat eu mai deosebit este că în perioada aceasta, dacă vorbim de apartenența etnică, dacă în 2021, în 2022 față de 2021, procentul celor care se autoidentificau în primul rând ca cetățenii Republicii Moldova, printre moldoveni, români, ruși, ucraineni, a crescut, la găgăuși bulgari a scăzut. Într-un fel, discrepanțele privind propria percepție au devenit mai mari. Și aceasta arată un fel de polarizare, adică în urma, între cele două perioade, populația care și așa avea viziuni diferite și-a întărit propriile viziuni. Adică cei care se simțeau că cetățenia Republicii Moldova este parte din identitatea lor, o simt în continuare la fel sau mai mult, iar cei care nu se simțeau ca cetățenii a Republicii Moldova se simt mai puțin. Un alt aspect este cel legat de cele mai importante probleme. Aici noi am apelat la barometru de opinie publică și observăm că războiul din Ucraina a adus niște schimbări majore în topul îngrijorărilor și problemelor. Prețurile sunt, grija față de prețuri, problema prețurilor este pe primul loc și a crescut în procente, iar pe locul 2 este sărăcia, pe locul 3 corupția, un război în zonă, lipsa încălzirii în perioada rece a anului. Până în 2022, cam în primele 3 locuri era grija față de viitorul copiilor. Și aici observăm că grija față de viitorul copiilor scade, iar corupția, grija față de un război în zonă, lipsa încălzirii în perioada rece a anului, crește. De asemenea, observăm un alt fenomen, scade grija față de faptul de a nu se îmbolnăvi, ceea ce arată că în percepția populației, pericolul COVID-ului scade un pic din intensitate. Războiul vine pe primul loc. Dacă în 2019-14 procente se îngrijoreau de sănătate, în 2020 acest procent a crescut de două ori, 30%, în 2021 scade la 22%, iar în sondajul pe care îl avem acum în 2022 e 7%. Într-un fel, frica de pandemie a scăzut. Alte întrebări pe care le regăsim în ambele sondaje se referă la atitudini față de parteneriate și colaborare. Și aici ceea ce am observat mai important este că a scăzut percepția faptului că Republica Moldova își orientează politica externă într-o măsură mai mare spre Federația Rusă, dar în același timp a crescut ponderea celor care consideră că politica externă a Republicii Moldova ar trebui să se orienteze spre Federația Rusă. Și aici semnalăm că, în special, această pondere a crescut în mediul respondenților de etnie găgăuză bulgară, persoanelor cu nivel de studii și nivel socioeconomic mai scăzut. Aș vrea câteva cuvinte legate de încredere.
câteva cuvinte legate de încredere. Împreună cu colegii, noi am descoperit un moment interesant. Noi am realizat, împreună cu doi colegi, Petru Negru și Lucia Gașper, în fazele timpurii ale pandemiei, adică la începuturi, am realizat un studiu privind cum se solidarizează oamenii și în ce măsură încrederea în instituțiile statului corelează cu satisfacție mai mare față de gestiunea crizei pandemice. Și acum, mai recent, la sfârșitul anului 2021, am observat că această satisfacție a crescut, dar a crescut în corelație cu încrederea față de instituțiile statului. Într-un fel, o încredere mai mare în instituțiile statului a corelat cu o satisfacție mai mare față de gestiunea crizei. Și ca o concluzie este că o încredere mai mare crește reziliența, crește percepția de securitate, legătura dintre cetățeni și putere este mai sigură și crește coeziunea socială pe verticală între populație și instituții. Și în studiile pe care le-am realizat cu colegii, am făcut o analiză a statelor din Europa, din Uniunea Europeană, și a nivelului de încredere a populației în instituțiile statului și datele privind COVID, mortalitate, cazuri de îmbolnăvire la un milion de populație. Și am observat o corelație destul de interesantă. Cu cât nivelul de încredere e mai mare, cu atât succesul în gestionarea crizei. Și nu sunt date de percepții, sunt niște date cantitative, obiective, legate de mortalitate, de cazuri de COVID. În statele în care încrederea e mai mare, situația a fost mai bună. Pe situații de război, aș zice că... încrederea în instituțiile statului este destul de importantă. Ceea ce am semnalat între cele două sondaje, nu am luat în considerație BOP-ul, este faptul că a scăzut încrederea în instituțiile statului, per general, în toate instituțiile. Acest fapt nu este benefic pentru Republica Moldova, dar e de înțeles, luând în seamă multitudine de crize prin care trece Moldova și evident și o nemulțumire a populației, dar încrederea în instituțiile statului e deosebit de importantă pentru o siguranță a cetățeanului. Da, mulțumesc, Mihai, mulțumesc foarte mult. Noi să avem la final sesiunea de întrebări și dezbateri, răspunsuri, evident, și sper să aveți întrebări la Mihai. Cuvântul este oferit lui Valeriu Pașa, care are și observațiile sale privind percepțiile populației vis-a-vis de sistemul de securitate și apărare. Bună ziua, mulțumesc! Eu să încerc repede să trec în revistă câteva observații pe diverse domenii și unele în continuare a celor remarcate de colega anterior. În primul rând, aș remarca că acest studiu are o bază de informații foarte bună care poate fi explorată pentru a înțelege mai adânc anumite colaborări. Dar chiar și din observații de ordin general putem ajunge la câteva concluzii, cred eu, utile în procesul de planificare a politicii. Primul rând o să mă refer la sursele de informare, câteva observații generale față de situația dinainte de 24 februarie. A scăzut foarte mult ponderea posturilor TV care retransmit conținut din Federația Rusă în preferințele de informare ale cetățenilor. Avem o dominație, aș spune eu, de data asta clară, a posturilor TV independente din Republica Moldova,
Este o situație care s-a prefigurat începând cu anul 2019, s-a accentuat în 2020. Acum este destul de clar că anume aceste posturi, Jurnal TV, ProTV, TV8, plus postul public de televiziune, reprezintă cele mai influente surse de știri, de informații din Republica Moldova. Însă asta deloc nu înseamnă că am rezolvat toate problemele. La fel cum a fost anterior, în rândul populației minoritare sau vorbitoare de limbă rusă, avem preferințe foarte diferite, deci practic avem o accentuare a acestei polarizări, care se reflectă mai puternic decât înainte de 24 februarie în toate domeniile și Mihai a remarcat deja anterior acest aspect. Observăm o tendință pe care pot să o numesc de-a dreptul periculoasă de, practic, izolare a unei părți mari din reprezentanții minorităților etnice de spațiu audio sau informațional autohton. Deci sunt, dacă ne uităm, de exemplu, la procentul celor care spun că nu se informează deloc la știri la TV, atunci în rândul minorităților este mult mai mare. Dacă vorbim de talk show-urile autohtone, deși aici este necesară o cercetare mai amănunțită, dar totuși, de exemplu, în rândul găgăuzilor avem 75% din oameni care spun că nu se uită deloc la ei. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că acești oameni nu urmăresc analizele, nu participă, nu se informează despre dezbaterile din spațiul public, despre ce se întâmplă în țară. Deci, practic, acest fenomen de echo chambers sau informational bubbles este pronunțat. Vorbim de 10-12% populației care este puternic afectată cu manifestări mult mai acute în mediul cetățenilor de etnie găgăuză și bulgară. Este o problemă. Dacă ne uităm la site-uri, vedem pe de o parte și acolo polarizare, pe de altă parte deci nu sunt nici pe rețelele sociale. Dacă este să comparăm, de exemplu, gradul de utilizare zilnic pe rețelei Facebook, atunci avem în jurul vorbitorilor de limbă română 60%, pe când în jurul, în mediul găgăuzilor bulgarilor 23%. Plus, nu uităm că și acolo se creează aceste bule informaționale care absorb foarte ușor. Deci e o problemă majoră, eu cred că este o problemă și de securitate, pentru că se reflectă direct în gradul de coeziune socială pe care o avem. Se reflectă și în acele întrebări legate de autoidentificare și, în mod evident, în percepția problemelor de securitate, politică externă, apărare. E nevoie să fie cercetată această problemă mai adânc, să înțelegem totuși de unde se informează acești oameni, dar eu cred că o să-i găsim inclusiv în acele aspecte care se numesc informare de la vecini, prieteni, zvonuri. Următorul subiect este percepțiile privind Armata Națională. În primul rând, aici avem o neclaritate privind evoluția gradului de încredere în instituția armatei. Pe de o parte, avem recentele rezultate barometrului de opinie publică, unde metodologia este aceeași de ani de zile și acolo avem o scădere profundă. Oarecum explicabilă de schimbarea de optică, dar aici contează foarte mult cum pui întrebarea, pentru că cum a apărut întrebarea în sondajul pe care analizăm acum, încrederea în armată era exact în contextul instituțiilor care se ocupă de domeniul securității și aici Armata Națională stă bine. Oricum avem un fel de date contradictorii, este nevoie să urmărim cum va evolua acest subiect. În schimb, sunt alte aspecte importante și aici aș remarca dincolo de influența foarte mare pe care o vedem în rezultatele acestui sondaj a campaniilor de dezinformare, propagandă. Pe de o parte, foarte mulți moldoveni cred în aceste narațiuni, dar când sunt puși în fața unei alegeri, adică nu pur și simplu spună ce cred, dar să acționeze, să iau o decizie, lucrurile se schimbă și se schimbă spre bine, dar nici aici lucrurile nu sunt lineare. Sunt anumite aspecte unde dezinformarea
manipularea de ani de zile a ajuns atât de adânc încât influențează și deciziile raționale, adică condiționează mai curând decizii neraționale sau contrarii interesului național. Dar, de exemplu, când vorbim de politică externă, avem o preferință clară pentru Uniunea Europeană. Dacă vorbim de Armata Națională, atunci avem 74% care identifică corect, mă rog, într-o formă mai popular spusă, misiunea Armatei Naționale, anume apărarea hotarilor țării, adică apărarea integrității teritoriale și independenței. Și ce este foarte important, noi avem în jur de 70% respondenți care spun că Armata Națională trebuie să fie fortificată. Dincolo de toate campaniile de manipulare, acest discurs, dar nu ne trebuie armată, dar suntem neutri și nu ne trebuie armată, 70% este un rezultat extrem de bun în condițiile dominării spațiului informațional acestor campanii de discreditare a însăși ideii de suport. Mai mult ca atât, 66-67% sunt cei care spun că e nevoie de suport extern în procesul de reformare a armatei. Mai rău o să stai dacă o să formulăm exact despre NATO, dar aici deja sunt repercursuri. Deci este important este să înțelegem că nu există un fel de pattern și dacă ceva a fost supus dezinformării ani de zile, neapărat va avea efect similar în toate aspectele. Deci nu trebuie să ne bazăm pe prejudecăți, pe percepții că așa ne pare nouă, dar efectiv să mergem la sursă și să întrebăm ce cred oamenii pentru a pune diagnoză. Altfel, inclusiv decidenții riscă să cadă într-un fel de bias, da, cum spune în engleză. Dar aș remarca încă o dată această cifră, 70%. Este foarte bine. Ar fi cazul să cercetăm în continuare, să întrebăm inclusiv cum văd oamenii mărirea bugetului Armatei Naționale și-l salutăm. Deci, practic, în actuala lege a bugetului avem un buget dublu față de legea bugetului de anul trecut. Nu este suficient, dar pentru Republica Moldova este un progres covârșitor. Problema neutralității. Uite, asta este o zonă în care trebuie să recunoaștem că acest segment de război informațional l-am pierdut până acum. E nevoie de adresat, de explicat. Concluzia generală este că presa națională, societatea civilă, mediul academic, autoritățile publice nu fac față aceste misiuni de educare a culturii generale în domeniul securității și apărării. E nevoie de vorbit, de explicat. Un aspect interesant care ne permite să facem o comparație cu regiunea este gradul de disponibilitate a cetățenilor de a se înrola în forțele armate, mai simplu spus, de a apăra țara cu arma în mână. Avem 33% din total respondenți, ceea ce este peste media europeană, ceea ce este mult peste țările Europei de Vest și majoritatea țărilor centrale, dar este sub nivelul unor țări cu cultura de educație patriotică profundă, cum este Polonia, țările Baltice, sau unor țări în care propaganda de stat este la ea acasă, cum este Turcia, Ucraina, într-un anumit aspect. Așa sau altfel, nu este o cifră rea, este o cifră foarte bună ca pentru un stat perceput ca excesiv de pașnic și cu minte ca Republica Moldova. Mai mult ca atât, dacă o să analizăm mai în detalii, să facem o colaborare cu respondenților care au pregătire militară, atunci sunt 48,5% din total. În rândul bărbaților, evident, procentul este mult mai mare. Deci, practic, dacă este să comparăm aceste rezultate cu acele planuri de urgență care se bazează Armata Națională, acea potențială mobilizare întreptă în cazul unei agresiuni împotriva Republicii Moldova, doritori, încă cu pregătire militară, sunt mai mult decât suficienți. Și aici este chiar o recomandare concretă pentru autorități, pentru Ministerul Apărării, pentru conducerea statului, să transmite aceste mesaje, cei care stau pe valize, pot să nu-și facă grijă, nu o să ia nimeni la armată, sunt suficienți oameni capabili, care cunosc și doresc acest lucru, să înceteze această panică. Nu de alta, dar cei care știu, au scris, m-au stat sub pe Facebook, erau cumva, sunt sau cei mai vizați,
Armata Națională poate are nevoie de un detașament de, nu știu, luptători informaționali, dar nu chiar 10.000. E nevoie de cei care știu să țină arma în mână. Cunoștințe și percepții în domeniul securității, am menționat aceste cumva contrasturi între decizii foarte raționale, dincolo de faptul că mulți cred în tot felul de narațiuni de astea false, în privința orientării externe a Republicii Moldova. Dar când vine, când ajunge discuția la lucruri mai concrete, de cumva oamenii să-și imagineze niște situații concrete, aici sunt prost de tot. De exemplu, la întrebarea cine ar putea să să ajute Republica Moldova să apere în cazul unei agresiuni, dincolo de faptul că ai 21%, 21,5% care spun că Rusia, adică oamenii identifică greșit potențiala amenințării, nu potențiala, dar amenințarea care este la adresa Republicii Moldova, în rândul minorităților etnice sunt vreo 50% care spun că Rusia o să ne apere în caz de ceva. Să ne aducem să ne dăm seama cât de adânc a pătruns acest fenomen. De exemplu, Ucraina este la coada listei. Ce e nonsens absolut, da? Este în fața România, pentru că nu, România tot timpul ne ajută, Uniunea Europeană. Dar de exemplu, nu este Ucraina, așa asta înseamnă că oamenii nu vizualizează potențialul risc. Și asta înseamnă că noi nu ne facem suficient de bine munca să explicăm de unde acest risc poate să vină. Dar și care presupune că în mod automat Ucraina este prima țară interesată să ne ajute și ne apărăm, pentru că felul ăsta s-ar apăra și pe ei. Deci, nu ducem bine deloc la acest capitol. În concluzie, e nevoie de adresat de urgență problema izolării informaționale, sau mai bine spus, nu știu că izolării, dar excluderii din spațiul informațional autohton a minorităților etnice, a vorbitorilor de limbă rusă. Conținutul în rusă care apare segmentar la multe televiziuni independente nu substituie lipsa de acces la informații. E nevoie de ceva sistemic. Recentele modificări în legislația audiovizuală nu soluționează această problemă. Dar reducerea acestor știri, emisiuni, așa zis, analitice de propagandă din limba din Federația Rusă, nu au împins cetățenii noștri în alte zone. Deci e nevoie de adresat sistemic. E o problemă foarte mare. Doi, partea de informare, comunicare. E nevoie de interveni cu siguranță și în programele școlare, dar asta înseamnă o soluție care va da parțial rezultat peste mulți ani. Aici este rolul major al mass-mediei să informeze cetățenii, să crească gradul de cultură generală, chiar dacă asta nu aduce poate audiențele cele mai mari, dar e o problemă de securitate a întregii societăți. Și lucrurile elementare oamenii trebuie să înceapă să le înțeleagă. Evident că și rolul autorităților e important, să aibă o poziție mai proactivă, să nu avem aceste lipsă de consecvență în mesajele transmise în societate. Da, mulțumesc, domnul Pașa. Dar suntem cam și... Nu suntem în dar oricum eu aș fi vrut să evidențiați principalele aspecte ca să nu ne repetăm și ofer cuvântul în continuare domnului Vasile Cartaje. Da, mulțumesc. Colegi, să încerc să nu ne repetăm, colegii s-au referit mai la toate aspectele tematice de bază. Știți, noi, datorită la asemenea studii, dar în mod special și datorită barometrului de opinie publică, deja pe locuri ne putem permite luxul să vedem cum au evoluat percepțiile publice la anumite aspecte. De-a lungul anilor avem deja două decenii de măsură. Și eu mai mult aici să mă refer. Fricile populației și războiul din zonă. Noi avem măsurări realizate chiar și în primele zile de război și vreau să vă zic următorul lucru. Pe deplin în Moldova s-a manifestat acea lege a coeziunii grupului în fața unei amenințări externe. Dar acest lucru s-a manifestat cel mai de amploare tocmai în prima etapă a războiului. Ceea ce mă face să concluzionez că nu războiul în Ucraina în sine deranjează enorm de mult cetățenii, ci percepția riscului că acest război va ajunge în Republica Moldova. Deci noi am avut explozii de
încredere în guvernare, reveniri bruște de încredere, de intenții de vot. În primele două, trei săptămâni din aia războiului, da? Imediat cum a devenit clar că războiul se localizează și nu va ajunge în Republica Moldova, deja în a doua parte lui aprilie, în mai, ochiul public s-a îndreptat înapoi spre problematica internă și lucrurile au început să revină. Așa că, când vorbim despre principalele frici, de-a lungul timpului ele nu s-au schimbat. Sărăcia, prețurile, viitorul copiilor, șomaj, ceva 5-7 ani urmă, în top 5 a apărut și corupția, da? Și au stat destul de static aceste frici și îngrijorări ale populației. Prima fluctuație majoră cu războiul în zonă s-a înregistrat drept reacție la evenimentele din 2014 în estul Ucrainei, când de la mediul 5% care pomenesc războiul printre principalele lucruri care îngrijorează, au fost fluctuații până la 30%, pe urmă s-a stabilizat undeva la 15%, ca în, la începutul lui martie anul curent noi să înregistrăm procentul de 60% de cetățeni care se îngrijorează și acest studiu deja îl măsoară acest indicator la un nivel de revenire, deci tot la 30 s-a redus. Trebuie să ținem cont foarte mult când comparăm studii realizate în diferite perioade despre cel puțin două lucruri. În primul rând, opinia publică este mai degrabă un proces, nu este nimic static. Și doi, opinia publică peste noapte poate fi perturbată, schimbată diametral atunci când avem de-a face cu așa zisele lebede negre. Războiul este tocmai acest lucru. Al doilea aspect aferent neutralității. Eu, evident, că mă alătur celor spuse de domnul Pașa, această aderarea noastră la neutralitate în masă, este o idee falsă și, cred eu, impusă, infuzată opinii publice, fiindcă noi nu întotdeauna am fost atât de pacifiști. Dacă privim barometrul de opinie publică, de exemplu, în noiembrie 2004, la o întrebare similară, care ar fi soluția cea mai bună pentru asigurare, pentru neutralitate optau doar 20%, nu 60%. Da? Și această creștere, această aderare la neutralitate s-a produs într-o formă destul de explozivă foarte repede, în perioada 2006-2009. Cred că ar trebui să ne îndreptăm privirile, să înțelegem cum s-a produs, ca să nu doar să bănuim, dar să fim siguri asupra faptului cine a produs, cine a infuzat această percepție. Și de aici, evident, că discuția inevitabil ne duce tot acolo, securitatea informațională. În septembrie anului curent, era absolut previzibil, dar doar pentru cronologie, da? În septembrie anului curent, pentru prima dată noi în sondaje, am înregistrat un procent mai mare pentru internet decât pentru TV. Da? Ca și surse de informare a cetățenilor. E bine, e și rău. Noi abia am început să învățăm ce să întreprindem pentru a securiza spațiul informațional televizat, când ne-am trezit cu totul altă realitate informațională. Internetul este sursa principală de informare, dar dacă săpăm un pic mai adânc, o să ne dăm seama că nu vorbim despre o calitate a informației. Deci e vorba despre informare masivă prin intermediul rețelelor de socializare, unde foarte și foarte ușor devii o victimă a segmentizării. Algoritmurilor de calcul acestor rețele de socializare. Eu, propria experiență, trebuie să depun efort suplimentar ca să accesez surse care reflectă viziunea părții ruse în acest război. Rețelele de socializare m-au definit completamente și îmi livrează doar viziunea părții Ucrainei. Mai ales YouTube. Și YouTube, și Facebook, și toate.
Nu, în ultimul rând, nici măcar acest război nu a reușit, cât de mult nu ne-a șocat, da? Pe toți ca și cetățeni, nu a reușit să stabilească careva punți între cele două mari segmente ale societății noastre, ca și viziuni care se definesc, în primul rând, prin viziuni geopolitice. Da? Cu profilurile foarte clar, foarte bine cunoscute, cel puțin partea prorusă, nu sunt doar etnicii ruși, sunt toate minoritățile etnice. Nu și cei mai proruși nu sunt nici măcar rușii etnici în Moldova. Ucrainieni. Mai mult special etnici găgăuzi și bulgari, care trăiesc într-o lume informațională dominată de Federația Rusă și în care autoritățile Republicii Moldova nu sunt prezente sub nicio formă. Dar ce aspecte importante aș fi vrut să subliniez, că nu este asta cel mai mare noutate, că minoritățile susțin într-o măsură mai mare viziunile Federației Rusie, este că totuși noi avem ceva comun și această divizare este artificială. Sunt două trigere pe care noi am măsurat periodic această, nu, atitudine, cine, ce este de fapt acest război, nimic surprinzător, da? Periodic întrebam și despre ce trebuie să facem cu refugiații. Vă amintiți că existau îngrijorări, inclusiv că se va trezi xenofobia, pe fundal la tot felul de știri false apărut. Populația Republicii Moldova, indiferent de limbă, indiferent de etnie, toată perioada aceasta a fost plenar pentru a ajutora acești refugiați. Deci imaginați-vă un etnic găgăuz care urmarea propagandei ruse era sigur că în Ucraina sunt naziști, da? A tratat foarte bine ucraineanul care i-a pășit pragul. E un fel de, eu îl numesc, blocaj ai disonanței cognitive. Uh-huh. Când eu sunt sigur că acolo sunt naziști, dar naziști au rămas acolo, acest biet ucrainean care a fugit de război, e un frate de-al meu și trebuie să-l ajute. Da, aici vă mulțumesc. Da, și eu vă mulțumesc, domnul Vasile Cantajev. În continuare, pe cuvântul din Universitate. Mulțumesc foarte mult, într-adevăr, eu sunt cer doar între 3-4 minute să aduc niște concluzii mai specifice după lecturarea acestui sondaj. În primul rând, raționamentul general al sondajului a fost de a înțelege percepțiile cetățenilor pentru a identifica care sunt sursele insecurității. Cu atât mai mult că acum suntem în cadrul unui exercițiu în care trebuie să elaborăm noua strategie a securității naționale, avem nevoie de o securitate bazată pe cetățean, în care securitatea umană să fie și ea în capul mesei și pentru aceste instrumente de acest gen analitice, cantitative și calitative, sunt, sperăm noi, importante în acest proces. Pentru că conștientizarea generală a subiectelor de securitate și apărare este bazată, în opinia mea, pe mai multe domenii, și anume pe conștientizarea generală a subiectelor, ceea ce ne arată acest sondaj, că este destul de scăzută, pe atitudini față de anumite instituții responsabile, iarăși este scăzută, cea mai bună opinie are față de președinție, în special se datorează imagini pozitive a doamnei președinte și a comandantului suprem a forțelor armate. Este bazată pe necesități și importanța sectorului de securitate în dezvoltarea democratică a statului și aici guvernul trebuie să vină cu un mesaj foarte clar pentru cetățeni că reformarea sectorului de securitate nu este paralelă, este în unison cu dezvoltarea statului și pe experiențe personale. Da? Am văzut că pentru cetățenii din Republica Moldova contează în primul rând familia, comunitatea, strada și într-adevăr îi simt cel mai sigur pe strada în care lucresc și în familie. Atunci, o concluzie din partea noastră ar fi, atunci când elaborăm politicile adresate cetățenilor în primul rând, trebuie să ne gândim la aceste necesități. Și sigur că avem nevoie de o comunicare strategică pentru ca populația să aibă un nivel mai înalt de conștientizare și pentru a ridica cultura de securitate. Nu mă referi la
atitudinile față de instituție, pentru că aceasta a fost și subiectul cercetării mele, dar consider că percepțiile expuse de respondenți la întrebarea care instituții din sectorul de securitate au cea mai mare încredere, faptul că este poliția și poliția și armata și de așa celelalte și cel mai scăzut nivel al Ministerului Justiției denotă o lipsă, un nivel scăzut a culturii de securitate și cetățenii încă nu percep că securitatea este un efort național, că este totalitate, este efortul tuturor instituțiilor, a liderilor, a populației, a conștientizării rolului nostru fiecare. Undeva așteptăm fie doar armata să facă, fie poliția sau judecătorii să lupte cu toată corupția, de exemplu, sau procuratura. Ceea ce aș fi vrut la fel să evidențiez este faptul că un factor adițional care cauzează lipsa de încredere în instituțiile statului este impactul dezinformării și o vedem într-adevăr după narativele desprinse din acest sondaj și pentru, trebuie în acest caz să îmbunătățim gradul de informare a populației și inclusiv despre participarea militarilor, despre asistență externă și aici sunt de acord cu colegul meu Valeriu, faptul că acest sondaj a dezbătut narativa care o are și guvernul față de faptul că populația nu susține dezvoltarea armatei sau asistența externă în acest domeniu. Iarăși vedem că atitudinile s-au schimbat și, într-adevăr, atitudinile fluctuează în dependență de situație. Considerăm că este o sigur o consecință a războiului din Ucraina și a conștientizării riscului imediat. Și ceea ce este important, 70% din persoanele care susțin înarmarea sunt bărbații, într-adevăr, dar cei mai puțin care susțin întărirea armatei sunt într-adevăr minoritățile, deci mai mult de 50% din minorități. Ei sunt identificați la noi ca ruși, ucraineni, bulgari, găgăuși. Consider că nu este necesară întărirea armatei. Deci, iarăși, o concluzie este faptul că trebuie să explicăm și pentru a fi conștientizați riscurile, pentru securitate, dar și pentru cetățeanul de rând. Deci, pentru a concluziona la acest subiect, populația în linii generale înțelege rolul și atribuțiile specifice, dar ei conștientizează că starea lucrurilor în domeniul apărării trebuie schimbate și trebuie întărită, ceea ce la moment guvernarea ar trebui să ia act de acest fapt și având această susținere să promoveze niște mesaje mai specifice în care ar putea fie influența societatea, fie să întărească această încredere a cetățenilor față de deciziile luate în domeniul securității și apărării. În ceea ce privește riscurile și preocupările cetățenilor, riscurile și amenințări, într-adevăr, vedem că 90% în primul rând se identifică ca locuitor de iure a statului Republica Moldova, ceea ce este un fapt îmbucurător pentru noi este pentru că totuși ei se identifică cu acest teritoriu și în cazul dat vor fi rezilienți față de narativa din exterior, în cazul dat Moscova care vine din partea Federației Ruse, precum că nu suntem un stat, ceea ce se încearcă să facă în Ucraina, nu avem identitate. Totuși avem această identitate, cel puțin ne atribuim teritorial la Republica Moldova. Sigur că percepțiile sunt de natură mai mult economică și de bunăstarea familiei, iarăși revenim cu această conștientizare a riscurilor. Țările din UE sunt percepute mai sigure în comparație cu Federația Rusă. Federația Rusă, sigur că deja este printre țările care sunt o amenințare pentru securitatea națională, dar totodată avem și un procentaj care consideră că în caz de ajutor a venit potențial de la Federația Rusă, ceea ce ne demonstrează iarăși divizarea de societate și nu neapărat înțelegerea lucrurilor, conștientizarea acestor lucruri. Ceea ce nu s-a evidențiat până acum este faptul că dacă analizăm prin prisma dimensiunii de gen, atunci constatăm că 48% din femei consideră creșterea prețurilor un risc la adresa securității naționale, în comparație cu bărbații care este mai scăzut și printre preocupările femeilor sunt
ei consideră că boala sau viitorul copiilor sunt din aceste preocupări. Ce iarăși ne demonstrează că atunci când elaborăm politicile, luăm în calcul aceste diferențe de gen, de vârstă, de regiune, de limbă și de etnie. Un moment care nu ne s-a evidențiat este faptul că doar 8,7% din respondenți percep atac hibrid asupra ordinii de stat ca pe o amenințare. Iarăși ne demonstrează un nivel scăzut de informare și asupra efectelor reale a războiului hibrid asupra securității naționale și umane. Concluzii sunt mai multe, dar cea de bază care se desprinde în urma analizei percepțiilor despre riscuri și amenințări este faptul că trebuie să explicăm acțiuni, trebuie să încercăm să vedem care sunt preocupările de bază și să explicăm, de exemplu, că colaborarea cu Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării sau cu NATO sau cu Statele Unite sau cu țările baltice ar putea soluționa și problema corupției și problema prețului ridicat la gaze și așa mai departe. De arătat această legătură directă între război, atacuri hibride și nivelul de trai. Și sigur că să nu uităm de sectorul să fie unul inclusiv și să abordeze neapărat și perspectiva de gen. Mai multe detalii le găsiți în studiu. Da, mulțumesc, Elena, și pentru perspectiva de gen. Să fac o mică paranteză, pentru că gradul de mortalitate de ajunge la vârstă de pensionare a bărbaților este mai mare, comparat cu femeilor la nivel național, și asta explic și sondajul. Femeile mai mult se preocupă de probleme ce țin de sănătatea familiei. În acest context, vreau să-i ofer, de fapt, contextul studiului cuvânt domnului Victor Juc, directorul Institutului de Cercetări Juridice Politice Sociologice, care a făcut evaluarea situației privind percepția populației vis-a-vis de situația din Ucraina și alte riscuri și amenințări. Da, mulțumesc, doamna doctor. Multe lucruri s-au vorbit. Eu să încerc punctual două, trei aspecte, că sunt așteptați să particip și la o emisiune. S-au pus. Eu am determinat încă o dată că războiul din Ucraina a demonstrat cât de dezintegrată este societatea din Republica Moldova. De fapt, ceea ce era clar a fost confirmată prin datele empirice referitor la desfășurarea acestui sondaj. După cum pandemia nu a contribuit la consolidarea coeziunii sociale, nici războiul, din punct de vedere geopolitic, nu a apropiat diferite segmente. Spre exemplu, cine poartă vina? Federația Rusă și președintele ei, 44%. Ucraina și președintele ei, 15%. Care este cea mai mare amenințare din exterior? Războiul din Ucraina. Din interior, războiul din Ucraina se situează pe locul 4. Adică, pe prim plan, sunt aspecte de ordin socioeconomic. Și dacă această cercetare ar fi fost desfășurată mai spre sfârșitul lunii noiembrie, cred eu că unele aspecte s-ar fi puțin schimbat. Dar totuși, ceea ce s-a înrădăcinat în societatea din Republica Moldova rămâne intact. Exemplu, neutralitatea asigură securitate. Dar cum percep oamenii din Republica Moldova neutralitatea? Cu ce o asociază? Pentru că sunt mai multe coordonate. Mie mi se pare, și aici eu fără ca să facă la sondaj, când am avut, că în general o percep cu neparticiparea Republicii Moldova la operațiuni de menținere a păcii, sau altfel spus, la războaie. Nu cu asigurarea securității sau cu evacuarea forțelor militare străine de pe teritoriul provizoriu aflat în afara jurisdicției constituționale ale autorităților, sau cu se mai vorbește despre soluționarea conflictului din raioanele de est prin neutralitate. Eu, și vedeți, al doilea aspect care asigură după neutralitate securitatea Republicii Moldova. Integrarea europeană. Dar Uniunea Europeană, oameni buni, nu are atribuții de asigurare securității militare. Și Uniunea Europeană nu are acele prerogative ca să asigure și nu a asigurat la nimeni securitatea. Altceva este securitatea non-militară, dar nu securitatea militară.
Sau vedem aceleași situații referitor la integrarea europeană, integrarea euroasiatică. Deci, prin urmare, este foarte mult de lucru, dar eu nu cred că mai poate fi schimbat radical mentalitatea oamenilor de vârsta a doua sau de vârsta a treia. De când noi, ani de zile sau de zeci de ani, vorbim despre că NATO este o structură politico-militară care asigură securitatea și apărarea colectivă, că popoarele europene erau în 1991, spre exemplu, când s-a încheiat războiul rece, erau doar 16, s-au mai adăugat actualmente încă 14, iese că încă două stau la rând, încă altele două, iar mai stau la rând. Deci oamenii asociază cu securitatea și apărarea. În Republica Moldova este cu totul altă situație. Sau referitor la evacuarea trupelor străine. Jumate la jumate, practic, este 44-46, să rămână, să plece trupele străine. Sau cei care au făcut serviciu militar. În Armata Națională, după cât știu eu, este prezent domnul general Corocceanu, sunt 6500, efectivul este. Se cere pentru optimizare 6800. Dar 65% din participanții la sondaj au declarat că, în general, nu au pregătire militară. De ce și optează pentru un caz, dacă Federația Rusă ar ataca Republica Moldova, optează pentru dialog. E, dar cum să dialoghezi? Problema Ucrainei a arătat că nu poți să dialoghezi. Deci este foarte mult și eu, colegii mei, doamna doctor Albu, domnul Potoroacă, participă și salut aceste acțiuni și cred că este nevoie de extins și de aprofundat numărul cercetărilor. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domn director, așa cum și-a menționat domnul Pașa, sunt niște probleme care merită analizate mai profund. Deci și noi ne-am propus ca urmare acestui studiu să mai facem cu vreo 3 focus grupuri, ce procedură care noi identificăm aici, care merită fi aprofundate. Ne invităm și prezentanții instituționali, dacă doresc o problemă aprofundată, deci noi putem cerceta după evidență. Și, nu, ultima, dar o prezentare destul de importantă privind percepția și relații cu Estul, dacă nu greșesc. Îi ofer cuvânt doamnei Angela Grămadă. Mulțumesc mult pentru invitație, în primul rând. Pentru mine e o oportunitate rară de a mă reconecta la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, mai ales că de foarte multe ori suntem puși în situația de a explica celor de la București anumite paradoxuri sau anumite lucruri care se întâmplă aici și lor li se par ciudate. Iar faptul că există și un sondaj de opinie publică pentru la care noi avem acces și oferă date cantitative, iar ulterior ne oferă și posibilitatea de a veni și cu câteva argumente calitative, este mare, mare lucru și asta contribuie la schimbarea percepțiilor opiniei publice de la București, care este supusă de foarte multe ori unei, să nu zic dezinformări intenționate, dar mai degrabă este un fel de analiză așa superficială a evenimentelor care se întâmplă în Republica Moldova, dar și în Ucraina. Eu am ales să mă uit la parteneriatele estice pentru că e relevant din punct de vedere al cercetărilor pe care eu le fac în activitatea mea. Eu având un doctorat pe parteneriatul estic și a fost o analiză comparativă cu Uniunea Economică Eurasiatică. Și de aceea mi s-a părut foarte interesant să mă uit la aceste întrebări și nu neapărat la cele care sunt corelate cu percepțiile cetățenilor Republicii Moldova despre structurile de securitate. Și de foarte multe ori politica externă sau ea cizelează într-un fel politica de apărare și de securitate, dându-i un caracter așa mai uman, făcând-o mai apropiată cetățeanului de rând. Sunt câteva date care ne arată într-adevăr câteva paradoxuri, sunt alte date care ne arată câteva curiozități. Eu le-am privit din perspectiva cetățeanului care se uită și la spațiul informațional rusesc, pentru că nu pot să fac abstracție de aceste lucruri și e foarte relevant iarăși pentru activitatea de cercetare. Și atunci
acele date care apar anume la unde își orientează Republica Moldova politica externă în măsură mai mare sau mai mică spre un anumit partener estic, mi s-a părut destul de interesant faptul că în prezent cifrele care ne arată o direcție spre Rusia se diminuează. Și asta este într-adevăr impactul războiului din Ucraina și agresiunii ruse în Ucraina, dar în același timp mai există niște factori interni și acești factori interni se referă la 1. Modul în care minoritățile etnice încep să perceapă amenințările externe. Și aici mă refer la minoritatea ucraineană care în trecut și poate și în prezent, dar în trecut mai mult, într-o măsură mult mai mare, era prorusă, datorită faptului că era supusă unei dezinformări intenționate din partea unor actori politice, dar și a revenirii în țară a multor migranți sezonieri din spațiul estic. Și asta mi s-a părut ciudat că nu ați menționat niciunul dintre colegi acest lucru. Ori o parte mare din acele tendințe pe care le-ați apreciat ca fiind negative se datorează anume acestui fapt. Au revenit în țară sub presiunea mobilizării parțiale foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova care se aflau pe teritoriul Federației Ruse și au încercat să evadeze din această capcană a mobilizării. Ei având o parte dintre ei și cetățenii a Federației Ruse, ori legislația Federației Ruse a fost favorizată în acest sens. O a doua curiozitate pentru mine a fost faptul că în momentul în care îi întrebăm pe cetățeni în care direcție ar trebui să se îndrepte politica externă a Republicii Moldova, ei au răspuns 43,9% că spre Uniunea Europeană, ori în trecut, în sondajul anterior, din anul 2021, erau 49%. Iarăși, aici, tendința revenirii acasă a unor cetățeni care s-au aflat pe teritoriul Federației Ruse s-ar putea să fie destul de relevantă. Tot aici mai este important și mesajul pe care l-a transmis actorul politic de la Chișinău. Acesta a evitat foarte mult să discute cu minoritățile etnice și asta se vede. Și se vede mai ales în zonele în care avem găgăuzi, bulgari, dar se vede și în zonele în care avem populație de origine etnică ucraineană. Aceștia își modifică inclusiv opiniile lor și sub presiunea faptului că au acum îngăzduire rude din Ucraina. Și iarăși se poate modifica într-un fel sau altul percepția lor despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, pentru că vrem noi sau nu vrem, dar Ucraina este prezentă mai în toate datele pe care le-au obținut cei care au lucrat la acest sondaj. Și a treia chestiune, care pentru mine este la fel de relevantă atunci când discutăm despre Uniunea Economică Eurasiatică sau despre Comunitatea Statelor Independente, este vârsta respondenților. Într-adevăr, cei care trec peste 55+, au tendința de a aprecia mult mai pozitiv proiecte regionale care le argumentează într-un fel nostalgia față de Uniunea Sovietică, față de ceea ce au trăit ei în trecut, fără însă a-i impune să aibă o atitudine critică față de aceste proiecte de integrare regională. În sensul că este mult mai comod să primești informația de la un actor politic pe care poate tu l-ai votat de mai multe ori, fără însă să abordezi în mod critic această informație. Și o fac în cunoștință de cauză, pentru că, într-adevăr, acum câțiva ani, organizând o vizită de studiu la Chișinău și discutând cu un politician dintr-o formațiune politică pro-rusă, acesta, neștiind că suntem vorbitori și de limba rusă, a încercat să ne sugereze că în acordul de asociere al Republicii Moldova a fost introdusă sau forțată a fost introdusă chestiunea neutralității. Ori acordul de asociere al Republicii Moldova era cu Uniunea Europeană și nu cu Alianța Nord-Atlantică sau cu altă structură defensivă. Și eu nu-mi pot imagina ce putea acel politician să transmită mai departe alegătorilor săi în campaniile electorale. Pentru Uniunea Economică Eurasiatică optează foarte mulți dintre cetățeni, iar pentru mine asta este iarăși o curiozitate cu mai puține argumente. De ce? Pentru că noi nu suntem parte a acestei structuri regionale,
Singura discuție sau dezbatere publică pe care am avut-o a fost de a deveni observator în perioada mandatului lui Igor Dodon, dar 22,6% dintre cetățenii Republicii Moldova ar opta pentru o asemenea alegere de politică externă, fără a avea explicația beneficiilor, fără a avea explicația unor avantaje, inclusiv de imagine pentru politica externă a Republicii Moldova. Deci, iarăși devine foarte relevant modul în care actorul politic convinge publicul și ce canale de informare folosește pentru acest lucru. Ducându-mă un pic mai departe, poate nu neapărat pe zona mea, cea de securitate, mi s-a părut interesant faptul cum s-au modificat percepțiile femeilor și ale bărbaților în privința Alianței Nord-Atlantice. Dacă în trecut aveam un număr de mai mare de bărbați care susțineau că Alianța Nord-Atlantică ar putea să fie pentru Republica Moldova nu o sursă de amenințare, în sensul că doar 10% credeau în trecut acest lucru. Acum percepția se schimbă și peste 17% consideră Alianța Nord-Atlantică drept o sursă de amenințare, pe când în rândul femeilor această imagine de pericol se modifică și începe să scadă. Iarăși, s-ar putea ca aici să fie relevantă prezența oamenilor care s-au întors înapoi din state din Est. Aici mă refer în mod special la Federația Rusă. Iarăși, datele sunt destul de relevante. Eu vă invit să vedeți tot sondajul și să îl analizați nu doar din perspectiva evidențierii unui anumit capitol din cadrul acestea, pentru că în momentul în care începi să faci dezagregarea pe vârste și pe etnii, apar tot mai multe și mai multe curiozități. Și aceste curiozități sunt relevante pentru cei care încearcă să identifice recomandări de politici publice în domeniul securității și apărării, dar și pentru cei care încearcă să construiască mesaje de comunicare strategică. Faptul că actorii politici au preferat să se adreseze unui anumit tip de electorat din anumite regiuni, vorbitori de majoritar de limbă română sau să prefere să meargă țintit spre minorități etnice, este foarte relevant în contextul în care încerci să construiești strategii electorale. Iar dacă aceste autorități publice evită să facă acest lucru, atunci începem să avem zone în care amenințările devin din ce în ce mai evidente și riscăm să transformăm anumite minorități etnice într-o sursă de vulnerabilitate, inclusiv a rezilienței instituțiilor publice, pentru că se sparge acea relație normală într-un context diferit dintre centru și periferie. Și atunci s-ar putea să avem mult mai multe provocări într-un context imediat următor. Ce mai vreau să mai spun, și asta, cu asta o să închei, este faptul că, într-adevăr, Ucraina a schimbat mult în direcție pozitivă, ceea ce se întâmplă la nivel de percepții despre securitate, apărare sau chiar de politică externă. Și s-ar putea ca la anul, și războiul sigur va continua, s-ar putea ca la anul aceste tendințe pozitive să fie și mai evidente într-un nou sondaj de opinie publică. Pentru că războiul va avea un impact major în ceea ce privește politica externă și politica de securitate și apărare. Iar dacă autoritățile vor reuși să comunice și să întreprindă într-adevăr acele măsuri de comunicare strategică despre care vorbea Elena, atunci vom avea de beneficiat cu toții de pe urma acestei integrări europene pe care vedem că este din ce în ce mai dificil să o promovăm, inclusiv la nivel regional, pentru că există foarte multe opinii divergente între statele care au reușit să obțină statutul de țară candidat și perspectiva europeană. Mulțumesc mult!
Da, mulțumesc foarte mult, doamna Grămadă, pentru această abordare mai extinsă, exhaustivă. Acum vreau să ofer invitațiilor. Dacă aveți întrebări la autor sau dumneavoastră aveți anumite intervenții, percepția proprie privind sondajul efectuat, da, doamna Barbă. Mulțumesc, Barbă, de la Radio Moldova. Având cunoștință de rezultatele mai multor sondaje din ultimul timp, mie mi se pare problema securității una destul de gravă, chiar dacă nu avem tancuri și rachete rusești aici în teritoriu. Deci, fiindcă dacă punem la un loc percepția cetățenilor noștri față de diverse probleme și, în primul rând, vis-a-vis sau în raport cu Federația Rusă, atunci vom vedea că cifrele sunt foarte dure. Chiar dacă a crescut numărul de populație care percepe că vina constă, de exemplu, în vina este a Federației Rusie, deci noi vedem în alt sondaj că peste 60% văd soluționarea acestei probleme prin cedarea teritoriilor ucrainești Federației Rusie și încheierea unui armistițiu. Deci neînțelegând că, de fapt, următoarea va fi Republica Moldova, alte state europene și că Federația Rusă nu se va opri aici. Vorbea domnul Pașa despre faptul că cadrul legal, prin intermediul cadrului legal a fost diminuat sau chiar anulate mai multe emisiuni de știri și talk show-uri de la posturile rusești. Deci impactul cu adevărat este unul foarte mic, fiindcă după mine am făcut pasul întâi, dar nu am făcut pasul doi. Deci este vorba, după mine, o mare importanță au și posturile și mediile pro-rusești care activează în Republica Moldova, care au în spate forțe și actori politici care la fel promovează în mod deschis politica prorusească. Avem experți care sunt cumpărați, îmi pare rău să zic asta, dar sunt cumpărați și achitați anume pentru promovarea politicii proruse. Și atunci imaginați-vă, chiar atunci când ceea ce spunem noi la nenumărate emisii rotunde, în mass media, că propaganda rusească dezminte, că vine cu fake-uri, acest cetățean sau consumator de informații ar putea să ne creadă pe moment, dar când vine un alt lider care este susținut de el pe interior, atunci cel puțin îi creează o atmosferă de disonanță cognitivă. Deci de asta avem și numărul persoanelor care nu știu ce să răspundă, dar nu au un răspuns concret la această chestie. Deci soluția este una foarte complicată, nu pot să o identific acum și cred că nici nimeni de unul singur n-ar putea să o identifice. Dar trebuie să ne gândim și la faptul că până acum nu avem un organ care să reglementeze mass media în Republica Moldova și acest trend sau această percepție că mass media ar putea să treacă sub egida Ministerului Culturii, nu cred că este o soluție foarte bună. Mai cu seamă în această situație când avem această luptă propagandistică. Noi nu avem un cadru legal care să reglementeze activitatea mediilor în online. Deci acele sancțiuni pe care le impune Consiliul Audiovizual pentru posturile de televiziune de 5-10.000 nu este foarte... Este o amendă serioasă pentru un post independent, dar nu este o amendă serioasă pentru un post care promovează politica pro-rusă. Despre ce vorbim? Despre 200-500 de euro când Kremlinul investește miliarde de lei în contrapropagandă, deci iarăși nu este o soluție. Care este efectul acestor monitorizări a Consiliului Audiovizual, a diferitor ONG-uri de mass media? Deci noi spunem, da, iată, respectivele ziare sau respectivele posturi de televiziune au făcut propagandă. Și mai departe ce urmează? Nimic. Se autosesizează careva organe de stat care să ia măsuri în această privință și rămâne doar la discreția cititorului dacă vrea sau nu vrea să consume și aici e tot. Și cu posturile de televiziune la fel se întâmplă.
Deci, pe de altă parte, cred că ar trebui să avem și politici mai serioase de incluziune a grupurilor etnice. Fiindcă ceea ce ne pare nouă că trebuie să vină de la sine, de fapt nu este așa. Elementar, eu vizionam o emisiune la în prealabil, fiindcă așa este regula la Moldova 1. Deci și un doctor în știință, membru Academiei de Științe, deci angajat, deci spune într-un interviu, declară următoarele, că dacă va fi închisă Universitatea din Taraclia și dacă în viitoarea reformă a administrației publice locale a Republicii Moldova nu se va regăsi unitate compactă teritorială deci a bulgarilor din Republica Moldova, atunci întreaga comunitate a bulgarilor va fi lichidată, folosește noțiunea de lichidare. Deci cum poate un doctor în știință, deci asta este vorba de nivelul nostru de pregătire a mediului academic, a ziariștilor și așa mai departe. Deci citesc în Komsomolskaya Pravda niște titluri într-un singur număr. Deci Republica Moldova nu are lumină fiindcă din cauza NATO. Din cauza NATO, Republica de ce? Fiindcă NATO a pornit războiul în Ucraina, deci Ucraina este bombardată, respectiv noi nu avem lumină fiindcă NATO a început războiul în Ucraina. Sau, de exemplu, cetățenii Republicii Moldova vor trebui în scurt timp să-și perfecteze vizie, nu știu ce să mai facă acolo, fiindcă Republica Moldova iese din CSI și respectiv nu, vor fi introduse regimurile de vizie și așa mai departe. Deci este și calitatea mass-mediei din Moldova și calitatea profesionaliștilor care sunt pregătiți la instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Problema aceasta a fost discutată și la forum mass media din mai multe ediții, inclusiv din acest an, dar noi vedem fiecare ca o figură de puzzle separat, dar nu punem toate bucățile astea, toate puzzle-urile astea împreună, dar altfel noi nu avem șanse să rezolvăm această problemă. Da, eu vă mulțumesc că evidențit problema complexă a mass-mediei și controlul știrilor false și altor canale malițioase, da, are direct asupra. Și într-un moment, vă rog, deci eu cred că la nivel legislativ noi trebuie să soluționăm problema ce este libertatea de exprimare și ce este dreptul la informare, pluralitatea și diversitatea surselor de informare. Deci, fiindcă noi așa, la nesfârșit, unii vor spune că este propaganda, alții vor spune că e dreptul nostru la informare. Deci, și încă ceva despre care am vorbit în mai multe rânduri. Eu până acum nu înțeleg ce înseamnă RTR Moldova sau NTV Moldova. Deci, cum poate să fie un post de televiziune al altui stat, vă închipuiți Moldova 1 în Rusia. Cred că este un nonsens, nu poate exista, deci, dar prin existența și acestui generic, schimbarea genericului sau schimbarea denumirii nu înseamnă că se va schimba politica editorială. Dar prin însăși faptul că un post de televiziune se cheamă RTR Moldova, el niciodată nu va promova o politică de critică față de acțiunile Federației Ruse. Deci în cel mai bun caz va fi una neutră. Dar atunci când noi suntem obiectivi și echidistanți și imparțiali și criticăm Uniunea Europeană pentru anumite acțiuni, criticăm Occidentul, NATO și așa mai departe, de exemplu, atunci vrei nu vrei poziția neutră față de Rusia, dă un pozitiv pentru Federația Rusă. Da, vă mulțumesc, domnul Solcan. Eu nu vreau să intervin, dar dumneavoastră mi-ați sugerat această idee, fiindcă constatăm în acest studiu că, de fapt, mass media are un rol foarte important. Deci, televiziunea, 60% este recunoscut, mai ales la moldoveni, mai ales iată vine iarna. Ce constat? Moldova 1 s-au făcut schimbări foarte mult în ultimul timp. Programele de știri, inclusiv vectorul european, sunt consistente. Pe de altă parte, ce observ? Că la ora de maximă audiență noi privim seriale și ce. Și asta, eu nu știu dacă mai este o televiziune națională, dacă un post public televiziune se întâmplă lucrul ăsta. Eu știu, mă gândesc din ce considerente. Probabil se gândeau că o să
o să meargă la jurnal TV Postul care s-a numit acum. Cineva o să meargă poate la TVR Moldova sau cineva să meargă la TV 8, dar nu sunt probabil fiecare dată lucrul ăsta. Și probabil este loc pentru mai bine. Atunci când populația, vedeți cum, rămâne, sunt niște stereotipuri care cu niște discuții în studio acolo unde o să apară câțiva specialiști și o să vorbească într-un limbaj câteodată sofisticat pentru foarte multă lume, ei o să creadă cei care cum o să le spună foarte simplu și probabil poți să ieșim din studiouri, poți să creăm niște grupuri mobile, au apărut în Taraclia problema asta, să mergem acolo, câțiva experți și adunem. Și oamenii ăștia o să privească altfel de acasă, ei să văd că ei nu sunt, nu încearcă cineva să-și impună un punct de vedere. Sunt ascultați oamenii ce, dar se vin și contraargument. Probabil din mediul academic, mediul societății civile, de la guvernare, și atunci se creează o altă atmosferă așa de încredere și probabil vor fi și vizionate aceste emisiuni, fiindcă mă rog, asta și e un punct de vedere, că tot timpul m-am întrebat o maximă audiență, acolo serial. Eu cred că asta e o problemă generală. E fotbal la masă odată în 4 ani. Da, domnul Pașa. Dacă îmi permiteți, e bine să discutăm aceste subiecte un pic mai mult în cunoștință de cauză și mai profund un pic. Formularea necesităților este bună, foarte mult formulăm cât trebuie, dar credeți că atunci când treci la etapa de făcut, inclusiv de definit legal anumite lucruri, astfel încât să nu pierdem și cadrul democratic de dezvoltare a țării, este mult mai complicat și ar fi foarte bine ca măcar 10% din energiile utilizate pentru formularea ce trebuie să fie utilizate pentru a implementa. Ne cu propuneri concrete, inclusiv la nivel de legislație, pentru că asta este mult, mult mai greu și necesar. Existând deschidere, voință politică de a soluționa aceste probleme la această etapă. Că ține de activitatea mass media, care poate fi îmbunătățită, totuși, dacă ne apucăm să le dăm soluții, lecții, e bine să facem cunoștință de cauză. Și dacă se arată la ce oamenii se uită și aduce audiență, înseamnă că cineva știe cum să fac lucrul ăsta. Calitatea știrilor la post public de televiziune lasă de dorit, asta eu mai exprim foarte diplomatic. Știrile în limba română la Moldova 1 sunt slabe. Foarte slabe în multe privințe. Nu mai zic de faptul că uneori ți-e rușine să te uiți la ele, pentru că nu te deosebești foarte tare de perioada guvernării comuniste sau PSRM, numai că de data asta este PAS. Da? Și nici nu știu dacă cei la guvernare avantajează și ajută lucrul ăsta, pentru că totuși au un tip de alegători care s-au exprimat foarte clar împotriva la astfel de practici. Și în niciun fel de schimbări serioase la post public într-un an de zile, eu n-am văzut de exemplu. Ar fi fost bine, inclusiv pe misiunea de informare și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că ei nu trebuie să plaseze acele produse care se consumă. Inclusiv pentru a atrage o parte din public. Pentru că mass media este, sau în special dacă vorbim despre televiziune generalistă, ele sunt într-o competiție. Și dacă vor să-și furi unii altora audiența, trebuie să arate la ceea la ce oamenii se uită, dar nu la ceea la ce credem noi că oamenii trebuie să uită. Oamenii nu se uită la dezbateri sofisticate și formulări din astea. În raioane se lucrează, se merge, sunt foarte multe asociații obștiești, sunt foarte multe programe, caravane, întâlniri, discuții. Eu n-am văzut odată cineva spune în masă o evaluare la ce schimbă aceste activități. Dar s-au făcut cu duiumul, zeci de ani la rând, se tot fac și fac și fac, s-au cheltuit pe asta mult timp, efort, energie. Ele sunt bune, inclusiv pentru experți, mai astăzi din Chișinău, să ducă la firul ierbii, să discute cu oamenii, să mai țin. Și de obicei, 99% de cazuri, cine vine? Sunt două tipuri de audiență. Una sunt cei care nu trebuie să comici nimic, ei deja comici. Și a doua sunt funcționarii aduși cu deasâla, care o să vă mulțumesc între ghilimele mult înainte că le-ați cheltuit timp. De asta, eu, apelul meu este când încercăm să propunem și formulăm soluții, să încercăm să le trecem prin niște filtre de cât de realiste sunt ele. Aspectul combaterii, promovării, susținerii războiului trebuie văzut. Da, avem și nedorința de lucru a instituțiilor statului. Procuratura a inițiat o găleată de dosare asta primăvară. Nici unul nu l-am auzit ajuns la orice finalitate.
investigează. Ce investigează și poți să investigheze în timp când faptul s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, nu știu. Și ai dovadă online, că ei nu... Da, și deci este absolut clar că ei nu vor să-și asume răspundere pentru așa ceva. El nici în instanță, mă, nu a ajuns niciun. Și ei arată cu degetul la politic. Și, dar noi vrem ca în țările baltice. Dar noi nu avem politicul din țările baltice și nu avem acel consens politic clar în societate care să ofere legitimitate unor măsuri punitive. Pentru că cu ce se ocupă unii, de exemplu, proprietari de canale Telegram în Moldova? În Lituania, de exemplu, sau în Estonia, ar trece rapid sub formulare de penal. Sau cel puțin s-ar alege cu probleme foarte mari. Deci nu este atât de simplu. Deci nu, trebuie să înțelegem că nu acționăm în vacuum. Că dacă noi avem această opinie, ea nu este primită de întreaga societate și această intervenție nu va fi percepută drept legitimă. Faptul care manipulează ceilalți. Dar criticăm Consiliul Audiovizual. Consiliul Audiovizual lucrează pentru prima dată în istoria acestei țări. De când există această instituție, pentru prima dată lucrează. În cadrul legal strict în care există. Vreți lucruri mai dure? Adresați-vă către guvernare să schimbe legislația. Nu poți să ceri Consiliul Audiovizualului să încalce legislația și să vină cu măsuri abuzive excesive. Domn Pășa, dacă v-ați referit la ceea ce am zis eu, în primul rând eu nu am criticat, am încercat să-mi prezint opinia asupra situației care există. Este o opinie critică. Deci nu este vorba de critică că audiovizualul nu procedează corect. Este vorba că astea sunt instrumentele pe care le posedă și ele nu dau efect. Deci, nu cred că este o poziție foarte bună ca să facem un ping-pong acum în discuții, cine are dreptate, cine cum folosește energie. M-am gândit că suntem la o platformă de discuție aici cu experți în domeniu care se pot da cu părerea și știți cum vorba ce e. Tot adevărul nu cunoaște nimeni, tot adevărul cunoaște toată lumea împreună. Mulțumesc! Da, eu mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții, da, domnul Coropcean. Vreau să mulțumesc acestei echipe minunate care a făcut cifrele din sondaj să vorbească. În genere, a face cifrele să vorbească este o artă și, iată, voi posedați de această artă. Acum este important să transpunem aceste concluzii, inclusiv în concluzii pentru politici, pentru instituțiile statului. Unele abordări au fost făcute de colegii mei referitor la mass media. Eu aș vrea să fac unele concluzii, pentru că se cer parcă sărzătoare pentru mine, ce țin de sistemul de securitate armată națională. Ele sunt foarte interesante. Uitați-vă, în discuții, în sondaj și în analiză se vorbește despre faptul că 30% de cetățeni sunt disponibili să apere țara cu armă în mână. Adică sunt gata să ia armă în mână. Aproximativ 27% au încredere în armată. Aproximativ 31%, deci consideră că armata este funcțională. Deci totul se rotește în jurul 30%. Și dacă facem o conexiune, tot 30% de cetățeni aproximativ trec anual acea pregătire militară, fie în forma serviciu militar, fie în forma pregătire la catedra militară, fie în forma unor pregătirii a rezerviștilor pe care le organizează în ultimul timp Armata Națională. Deci concluzia este că abordarea aceasta a nivelului de pregătire pentru apărare vine mai mult de la cei care au trecut pregătirea militară. Corespunzător se cere și această concluzie pentru viitoarele politici ale Ministerului Apărării în domeniul, inclusiv viitoarea probabil strategie națională de apărare. Aș vorbi aici despre necesitatea, iată, se trage aici concluzia din aceste analize, necesitatea păstrării serviciului militar în termen, ca o formă de pregătire a cetățenilor pentru apărarea patriei. Profesionalizarea armatei nu trebuie de înțeles ca lichidarea serviciului în termen. Al doilea aspect, necesitatea dezvoltării formei de pregătire a cetățenilor în rezervă. Avem nevoie de această formulă de pregătire a serviciului militar în rezervă. Armata anul acesta a încercat, dar este doar o încercare, este mult mai largă. Deci și respectiv aspectul, o fi de acord aici cu doamna Elena, necesitatea găsirii, implementării acestei platforme a culturii de securitate care trebuie să
facă ca noi toți, inclusiv cetățenii noștri, să înțeleagă această unitate, deci drepturi, egalități și obligațiuni și îndatorii. Uitați-vă, nu numai spre drepturi, dar să venim și spre acele îndatorii, iar să-mi fie iertată abordarea, apărarea patriei este o îndatorie prevăzută în Constituție. Deci ea trebuie percepută. Am mai vorbit de multe ori că fiecare bărbat, când spune de ce este dată armată și de ce el este de pregătire, trebuie să regăsească el undeva acolo, că el este de fapt partea armată. Sunt și alte, desigur, concluzii mult mai multe care trebuie făcute, dar este bine că este acest material și asupra care se poate de lucrat. Da, mulțumim, domn general, pentru intervenție. Chiar foarte mult contează și abordarea respectivă, pentru că este cu totul diferit când privește armata în timp de pace. Și noi avem un sondaj din 2018, tot efectuat de CIT-NATO, unde se menționa că 80-90% erau gata pentru apărarea pașii. Noi avem alte situații, în situații de război. Și acest component, de ce și-am integrat, dincolo că se întrebe bărbat, femeie, utilizează aceste indicatori, cât sunt, au dețin livret militar. Deci eu mă opresc aici, dacă mai sunt întrebări. Eu, deoarece noi un pic am depășit timpul, dar din cauza că discuțiile sunt destul de relevante, concluziile de bază ar fi, toți vorbitorii au menționat și autorii cât de polarizată totuși se menține societatea. Un subiect sensibil care a unit pe perioada a fost aspectul uman, când vorbim despre refugiați și în acest context cât de confuși sunt cetățenii privind, nu fac diferență dintre cei care le garantează situația, securitatea, acțional, cum noi trebuie să ne asigurăm noi personal securitatea și care sunt factorii care diminuează starea de securitate a țării. În acest context, eu vă mulțumesc pentru participare și sperăm să mai facem studii mai aprofundate care ar contribui la politicile în domeniul securității și apărării naționale. Da, studiul găsiți pe site-ul pisa.md. Vă mulțumesc! Nu se întâmplă.